Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, bine v-am regăsit la microfon, Cristian Ivanaș. Încep să apară fisuri destul de serioase în blocul occidental. Stai și te întrebi dacă mai poate fi numit bloc, atât în interiorul Uniunii Europene, care n-a reușit din cauza lui Orban Victor și a opoziției țării sale să deblocheze miliarde la cele multe pentru Ucraina, care n-a reușit să producă milionul de obuze până în martie anul acesta, angajamentul față de Ucraina, care n-a reușit multe. Atât Uniunea Europeană, cât și mai ales Statele Unite, cu perspectiva alegerii lui Donald Trump, toate astea creează așa o paletă occidentală plină de fisuri care se tot lărgesc. Și una din chestiile care pe mine efectiv m-a scandalizat, și un termen pe care îl folosesc rar aici pe canal, m-a scandalizat pe mine, este o zicere a premierului slovac Fico. Robert Fico. Și îl cheamă pe om Fico, în mod greșit numit Fico, despre care noi am vorbit pe acest canal la momentul câștigării alegerilor anul trecut. Și ăsta, într-un interviu pentru Radioul Public Slovac, a zis niște chestii, că te gândești că vorbește Putin prin gura lui, ceea ce de altminter se și întâmplă. Omul, alături de prietenul său bun de la sud, Orban Victor, de foarte multe ori nu sunt altceva decât portavocea sau trompeta lui Putin, ambii fiind putiniști convinși din nefericire. Convinși cine știe de ce argumente? Asta e o altă poveste. Ce a spus omul, și asta o să ne lămurească destul de clar despre dificultățile aproape insurmontabile, dacă nu chiar insurmontabile, cu care de fapt se confruntă Occidentul în întreprinderea asta teribilă de a ajuta Ucraina să se apere. Ei bine, el a spus că Ucraina, nici mai mult, nici mai puțin, va trebui să cedeze Rusiei o bucată din teritoriul său. Chestie pe care Fico o numește un compromis. Și a zis așa, la ce se așteaptă ucraineni, adică? Că rușii vor părăsi Crimea, Donbasul și Luhansk este nerealist. Și a continuat, după ce a spus, domnule, să cedeze Ucraina niște bucăți din teritoriu și mai povestim despre pace. Da? Așa văd unii pacea. Și a zis așa, mai încolo, în interviul de la Radioul Slovac, Moscova are nevoie de garanțiile sale de securitate. Citat închis, de parcă cineva vreodată de la prăbușirea Uniunii Sovietice încoace ar fi amenințat securitatea Rusiei cu ceva. Ar fi amenințat integritatea Rusiei și o apartenență a Ucrainei la NATO și la Uniunea Europeană, cu ce ar fi amenințat Rusia, vă spun eu cu ce. Evident că n-ar fi amenințat-o cu nimic, dar ar fi amenințat mortal visul de expansiune rusesc. Imaginea asta pe care au rușii în cap, că ei trebuie să aibă o zonă tampon cu vestul, o zonă unde să aibă ei influența. Și Ucraina ar fi fost numai bună pentru asta. Indiferent de ce vor de fapt ucrainenii, aia nici nu contează, ce a contat vreodată în ochii rusești, ce vrea un popor sau o națiune sau alta, contează ce vrem noi. Și venim noi și vă eliberăm. Vă eliberăm de gândurile voastre de independență și de suveranitate. Vă scoatem gărgăunii din cap. Să vedeți numai cum vă eliberăm. De vă rezolvăm definitiv cu eliberarea noastră. Și Fico a mai spus că Slovacia va bloca aderarea Ucrainei la NATO. Ca să fie toată chestia clar. Asta după ce s-au întâlnit Fico și Orban
cu foarte puțină vreme în urmă și cine știe ce-or fi discutat. Ori astfel de lucruri, să vii tu, primul ministru al unei țări NATO, cum e Slovacia, care Slovacia a și ajutat înainte de Fico Ucraina destul de mult, inclusiv cu, din câte amintesc, unicul sistem al lor S-300, slovac, plus tancuri și așa mai departe, să vii tu, primul ministru al țării, și să spui, domnule, trebuie pace și pentru asta trebuie ca ăștia să cedeze niște teritorii. Nimeni nu s-a găsit până acum. Vedeți, dacă eu aș fi fost primul ministru, să zicem, al României, auzind chestia asta de la omologul meu slovac, i-aș fi spus așa, domn Fițu, domnule, uite-te, eu aș fi chiar de acord cu ce spui dumneata, ca ăia să cedeze teritorii. Eu aș fi de acord cu o condiție. Una singură. Și dacă voi îndepliniți condiția asta, eu sunt de acord. Da, domnule, Ucraina să cedeze teritorii și să fie pace. Ce-ar fi ca, în contrapartidă, dacă tot e bine să cedezi teritorii, ca lumea să fie mulțumită, vecinii să fie mulțumiți și, în general, să fie bine, ce-ar fi ca și Slovacia să cedeze niște teritorii prin sudul său bunului prieten Orban? Să-i faceți un cadou, să-l surprindeți așa de ziua lui. Ce-ar fi? Să mergeți la Budapesta așa, domn Fico, când e ziua domnului Orban și să ziceți, știți, noi am reflectat la Bratislava așa adânc și îndelung asupra unor chestiuni și ne-am gândit că n-ar strica, vedeți aici pe hartă, sunt niște zone unde practic, na, voi le-ați cam dominat cândva, dar nici nu contează, uite, vi le facem cadou. Noi ne retragem, împachetăm tot ca la Balâcul și tragem așa ca în desene animate granița mai spre nord, veniți voi. Deci, domn Fițo, dacă faceți chestia asta și faceți ca Slovacia să intre la apă nițel, ok, înseamnă că e o procedură rezonabilă și putem să o propunem și altora. Dacă nu vreți să faceți chestia asta și țineți la integritatea voastră teritorială, zic că pe cum, adică e Slovacia, adică ce-am înnebunit, dacă cum să împărțim altora, înseamnă că nu e o chestie foarte rațională, ca să fiu politicos și blând, să împarți cu teritorii ale terților, ale altora, care să ajungă la alții încă. Deci să împărțiți teritoriile Ucrainei și să le dați rușilor. Eu nu mi se pare nici moral, nici legal, nici cum chestia asta, în condițiile în care sunt convins că orice slovac normal la cap, inclusiv dumneavoastră, domn Fițo, n-ați fi foarte încântat și v-ați opune chiar militar, dacă ar fi nevoie, Doamne ferește, să batem în lemn, toc, 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 să vă apărați teritoriul sau să-l împărțiți cuiva, nu? Iată, dar, unde s-a ajuns. Trompetele astea putiniste încep să sufle foarte tare din goarnă și, practic, nu fac altceva decât să mărească și mai mult fisurile din blocul occidental, care deja sunt fisuri moare de tot, și să povestească, să expună narativa putinistă, domnule, noi am fi de acord așa cu un fel de pace, amnistițiu sau ce o fi, dacă se recunoaște starea de fapt. Starea de fapt fiind ocupația rusească a circa 20% din Ucraina. Chestie super înșelătoare, am mai discutat de enorm de la acest microfon, a spus-o și Zelenski, o spun și mari analiști pe care îi citez și îi citesc, Putin nu se va mulțumi cu chestia asta. Pentru că astfel de indivizi, astfel de prădători nu se mulțumesc, cum nici Hitler nu s-a mulțumit cu ce i-a făcut cadou vestul la sfârșitul anilor 30. Cu ce adică? Haideți să ne aducem un pic aminte. Păi să luăm Cehoslovacia, nu? Care Cehoslovacia era un stat dezvoltat, un stat foarte în regulă în perioada interbelică. Avea partea aceea, Sudetenland, partea germană din vest,
Occidentul din vestul Cehoslovaciei. Occidentul n-a avut nicio problemă să sfârtece nițel așa Cehoslovacia și să corde peste capul cehoslovacilor niciun fel de problemă acel teritoriu Germaniei naziste, sperând, cum o făcea naivul Chamberlain, că Mr. Hitler, fluturând chestia, v-a mai povestit, va fi în regulă. Bineînțeles că nu a fost în regulă și asta vroia de fapt tot. Greu se înțelege în unele capete chestia asta. Dar aici măcar avem o chestie clară și să știți că eu tare mult regret că tocmai Slovacia este acum în această postură nefericită de a doua Ungarie și că ăștia fac așa un binom, un tandem tot nefericit, Orban, Fițu, și care la un moment dat sigur că se va încheia așa cum se încheie toate. Am pus odată întrebarea retorică, bun, și când se va fi încheiat și fițismul și orbanismul, ce vor spune oamenii aceia, țările alea, cum vor scoate cămașa, da? Cum vor justifica toată această atitudine absolut scandaloasă? Ce vor zice? Bă, ne cerem scuze, ei au fost cum au fost, o pată neagră, o înghițim gălușca, iertați-ne. Ok. Nu știu dacă își vor cere vreodată unii sau alții iertare pentru lucrurile astea, dar vă dați seama cum cade ucrainenilor să le spună cineva care nu-și pune problema să dea el din teritoriul lui, dar să-i spună cineva care nu-i altceva decât portavocea lui Putin, băi, dați-vă din teritoriu. Hai, dă-l ăla, dă-l și pe ăla și vedeți voi ajungeți așa la un acord. Interesant. Foarte bine. Parcă și domnul Orban făcea aluzie la un moment dat sau în câteva interviuri la domnul, hai să fim realiști, acum să fie pace, pacea aia de dat teritorii. Domnul Orban. Păi cum ar fi atunci, de exemplu, ca și voi să dați niște teritorii ca să fie bine. Ce ziceți? Cui ați fi dispuși, minister Elnök úr, să dați din Ungaria mică de după Trianon? Ca să fie bine. De exemplu, România ați putea da un teritoriaș așa până pe la Debrețen? De ce nu? Dacă e ok ca alții să dea. Este noaptea minții care ni se arată, ni se înfățișează în toată urciunea ei, dacă vreți, a ceea ce se întâmplă astăzi în Europa. Și nu-mi rămâne decât să sper că toate astea la un moment dat vor fi o urâtă amintire. Dar pentru ca asta să se întâmple și să rămână doar amintire, am discutat în alte emisiuni ce este de făcut. Se schimbă paradigma și începe înarmarea. Cred că avem de ales. Mulțumesc pentru atenție, pentru faptul că urmăriți acest canal, pentru faptul că vă gândiți să-l susțineți. Cum? Prin Patreon, PayPal și Revolut sau prin funcția membrii canalului sau Supers. Informația o găsiți sigur aici și în josul imaginii. A fost la microfon Cristian Ivaneș. Până data viitoare, toate bune. Și ca de obicei, te auzim numai de bine.